Bună ziua! Mulțumesc că ați venit la această conferință de presă. Aș dori să salut prezența domnului deputat Marius Bodea, colegul nostru din organizația PNL Iași. Motivul pentru care astăzi v-am invitat la sediul organizației noastre este că dorim să discutăm despre centura municipiului Pașcani. Iar acest subiect aș dori să-l prezentăm mai în amănunt, ținând cont și de ultimele subiecte, discuții apărute în presă, în spațiu public, referitoare la două trasee importante rutiere care se învecinează cu municipiul nostru. Și aici aș dori să precizez, în primul rând, autostrada Iași-Târgu Mureș, pentru care atât noi, ca organizație locală, dar în primul rând organizația județeană, s-a luptat foarte mult ca ea să se pună în mișcare acest proiect. Am avut dezbateri, am avut marșuri către București, am avut poziții publice și, în sfârșit, avem o lege care a aprobat construirea acestei autostrăzi, dar avem și șoseaua expres, din câte am înțeles eu, Suceava București, care se învecinează cu orașul nostru și norocul Pașcanului este că va fi la această intersecție de străzi importante. Ținând cont că în municipiul Pașcani traficul greu trece exact prin inima orașului și toți pășcănenii simt acest lucru, mai ales în orele importante ale zilei, dimineața și după amiaza, când avem ambuteiaje pe această rută, să zicem, de camioane din inima orașului și ținând cont și de perspectiva dezvoltării orașului nostru, în sensul că, având o imagine de ansamblu cu aceste trei obiective, două străzi principale, două autostrăzi și o centură, municipalitatea ar trebui să gândească direcția de dezvoltare a orașului spre sudul orașului, pentru locuitorii din Pașcani, mai precis către suburbiile Gâștești, Sodomeni, Boșteni, acolo unde se poate dezvolta orașul atât din punct de vedere rezidențial, cât și din punct de vedere industrial. Aș vrea să lăs pe domnul deputat Marius Bodea, care este și secretarul Comisiei de Transporturi din Parlamentul României, să ne prezinte mai multe detalii referitoare la acest subiect, urmând ca dumneavoastră, dacă aveți întrebări, spre final, să putem să vă aducem cât mai multe lămuriri suplimentare, dacă este cazul. Mulțumesc și invit pe domnul deputat. Mulțumesc și eu, domnule președinte, al PNL Pașcani. Mulțumesc presiei din Pașcani pentru prezență. Foarte pe scurt, aș dori să prezint un context general. Un studiu comandat de Comisia Europeană și prezentat anul acesta a relevat, din păcate, că în România, în ce privește calitatea infrastructurii rutiere, ne aflăm pe ultimul loc din Uniunea Europeană. Chiar pe ultimul loc. Din păcate ne aflăm pe ultimul loc și în ce privește calitatea infrastructurii feroviare și navale. Asta ca să fie toată treaba așa într-un tablou care nu e în regulă. Nu e vorba numai de, să spunem, calitatea drumurilor pe care circulăm, pentru că toate aceste date au relevat și un alt loc, din păcate negativ, suntem pe primul loc în Uniunea Europeană, în ce privește numărul de decese din accidentele rutiere, anume 98 la 1 milion de locuitori, asta la nivelul anului 2017, deci lipsa infrastructurii duce la lipsa siguranței în ce privește deplasarea pe drumurile din România. Știm epopeea construcției de autostrăzi, ce nu se mai termină, practic, din România. Problema noastră, a celor din Moldova, evident, autostrada Est-Vest, Ungheni-Târgu Mureș, care, așa cum spunea și domnul președinte, astăzi are o lege care obligă guvernul să o pună în aplicare. Dar voiam să vă aduc astăzi câteva noutăți legate de, să spunem, intitulat așa sugestiv A7, dar ea nu este o autostradă, voi explica, și despre șoseaua de centură a municipiului Pașcani. Apreciez chiar interesul domnului consilier, chiar dumneavoastră m-a căutat, m-a rugat să vedem ce putem face pentru a împinge acest proiect al centurii Pașcanului, avariante ocolitoare a municipiului Pașcani înainte,
și vă pot furniza astăzi câteva date și ceea ce voi face. În ce privește drumul nord-sud, să-i spun așa, la acest moment a fost contractat realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru segmentul Bacău-Ploiești. Urmează probabil în anul următor, vom urmări să fie prinși bani de către Ministerul Transporturilor pentru începerea efectivă a lucrărilor. Din informațiile pe care le-am, vor începe. Și ceea ce voi face eu, voi depune un amendament pentru bugetul anului 2019 la anexa 3 a Ministerului Transporturilor pentru realizarea studiului de fezabilitate și proiectului tehnic a bucății rămase necontractate la acest moment și anume până la Bacău. Acesta este un drum expres. La nivelul Bacăului se va face centura la nivel de autostradă pentru că există un alt proiect pe viitor și la fel va merge pe linie de drum expres până se înțeapă în autostrada București-Ploiești, urmând până la București, traseul pe care îl știm de acum. Discuțiile acestea despre autostradă versus drum expres trebuie lămurite, care e diferența între ele. Pe drum expres, viteza de deplasare este mai mică cu 10 km decât pe autostradă. Dacă pe autostradă știți că avem viteza 130 de km, la drum expres este reglementată la 120 de km, pentru că benzile de deplasare sunt mai înguste puțin și, evident, permit viteze de deplasare mai mici și mai lipsesc, în fine, ieșirile de pauză, așa cum le avem pe autostradă. Dar, în principiu, amândouă tipurile de infrastructură rezolvă problema mobilității, a mărfurilor, în primul rând, că nu e despre a ne plimba noi pe autostrăzile din România în excursii, ci despre mărfuri. Acestea trebuie transportate eficient. Toată zona Moldovei, inclusiv Pașcaniu, este izolată, pentru că, după cum știți astăzi, noi nu avem o cale de acces care să străbată munții. Moldova producând 70% din ce e aici pentru piața din vest. De aceea, nevoia aceasta de autostradă nu e un moft. Trebuie explicat ca oamenii să înțeleagă de ce. În condițiile în care marfa ta se vinde în vestul României, în vestul Europei, evident, neavând autostradă, tu nu ești competitiv. Și asta au relevat toate studiile, suntem cu 30% mai puțin competitivi noi cu aceeași marfă față de toți ceilalți din restul țării, pentru că drumul spre vest, spre piața de desfacere, este extrem de sinuos, trebuie să traversăm munții, durează ore în șir să traversăm munții și, evident, te costă mai mult, asta o știe oricine are o afacere. Mai mult decât atât, vreau să cunoașteți, poate să știți deja, în Botoșani avem al doilea mare producător de confecții din România, care în fiecare zi livrează 17 tiruri către piața de vest. Imaginați-vă ce calvar pe acel producător în situația infrastructurii existente. De aceea a apărut o lege pentru autostradă, de aceea ne vom lupta și pentru finalizarea, sau începerea odată, de fapt e mai corect spus, a drumului nord-sud. Iar în ce privește particularitatea Pașcani, este foarte clar aici, toți știm, toți traversăm Pașcaniu, când vrem să mergem spre Suceava, când vrem să mergem spre Târgu Neamț și așa mai departe, fix prin centrul Pașcaniu, deși noi nu avem treabă în municipiul Pașcani. Asta înseamnă dincolo de nervi din trafic, dincolo de ambuteiaje, dincolo de, nu știu, întârzieri nepermise, accidente, lipsă de siguranță, înseamnă și poluare, pentru că staționarea în trafic a mașinilor de tonaj mare, asta înseamnă, ori soluția centurii Pașcanului este una de nevoie imediată. La momentul acesta, pentru această investiție, există un studiu de fezabilitate care a fost finalizat, atenție, la nivelul anului 2012, de atunci nu au mai făcut nimic, el este rămas în sertar, are inclusiv avizul Comisiei Tehnico-Economice din CNAIR, adică au fost aprobați indicatorii. Este vorba de o investiție care se va ridica la 255 de milioane de lei, întreaga centură a Pașcaniului și o lungime de 12,5 km. Traseul o să-l putem arăta prin această hartă, nu știu dacă dumneavoastră puteți pe obiectiv să prindeți foarte, foarte bine. Nu e foarte de detaliu aici, dar e mai puțin importantă discuția la acest moment. Voi face următorul de mers. O să scriu un amendament pentru acest proiect, centura municipiului Pașcani, după ce voi consulta specialiștii care să îmi spună ce se poate face în acest an, în anul ce urmează, evident, din acest sector de variantă ocolitoare, pentru că
Am învățat că nu duce nicăieri ideea să încerc să bugetez întreaga suma investiției, fiind o investiție multianuală, evident, nu poți termina într-un an așa ceva. De aceea, în perioada următoare, voi primi informațiile necesare ca să putem face un amendament corect. Și foarte important, voi lua legătura cu toți parlamentarii din Iași, în circunscripția 24. Există un parlamentar PSD chiar de aici, din Pașcan, deloc, dacă știu foarte bine. Ori acum trebuie să vedem care este cu adevărat interesul parlamentarilor de la PSD, că vorbim de locul de unde vin. Nu este un moft încă o dată această centură. Pașcaniu a pierdut extrem de mult după Revoluție, tocmai datorită acestei izolări, lipse de infrastructură. Așa, dacă privim în perspectivă și trebuie să fie o luptă a tuturor oamenilor politici de aici, a societății civile, a oamenilor de afaceri la un loc, Pașcaniu va avea un loc privilegiat, pentru că, dacă vedeți, se află la intersecția celor două drumuri de interes național, să le spun, autostrada Est-Vest și Nord-Sud. Ori, fără infrastructură, nu se poate dezvolta nimic. Asta este o regulă. Nu poți să găsești business-uri de nișă astăzi, într-o Românie care nu duce foarte bine cu guvernul pe care îl avem. Trebuie infrastructură. Dacă statul reușește să-și facă treaba, anume să construiască infrastructură, vă spun că în Moldova există suficientă inteligență, suficientă determinare să se dezvolte lucrurile. Nu cere nimeni aici asistență socială, firmele n-au cerut ajutor, vor doar infrastructură. Astea sunt, pe scurt, informațiile pe care am vrut să le prezentăm astăzi. În concluzie, la propunerea domnului președinte, voi depune acel amendament, îl voi susține în plen, dar voi încerca să maximizez șansele de reușită acestui proiect, pentru că nu e vorba de ambiție că scriu un amendament. Doresc ca toți parlamentarii de Iași să-și asume acest amendament și nu neapărat parlamentarii de Iași, toți cei care vor din regiunea Moldovei. Pentru că, sincer, să știți că a început din ce în ce mai mult să fie prezentă ideea în mintea parlamentarilor din Moldova, la PSD mă refer, că într-adevăr suntem trecuți la coada României. Când vorbim de alocări, întreaga regiune a Moldovei a primit anul trecut, vă dau un exemplu, cât a primit doar județul Teleorman din bugetul Ministerului Transporturilor. Ori este un lucru absolut de neimaginat într-o țară normală. A primit de județul Iași, spre exemplu, a primit de 7 ori mai puțin decât județul Timiș și pot continua cu exemplele. Ori lucrul ăsta trebuie să-l schimbăm împreună și dacă nu ne coalizăm toți parlamentarii din Moldova, să avem un cuvânt de spus la buget, nu vom reuși. Și cu asta închei, matematica funcționează, de fapt, corect spus în Parlament. Voturi mai multe, jumătate plus 1, înseamnă că ți-ai trecut un proiect. Vreau să spun că Moldova, cu numărul său de parlamentari, poate schimba într-un sens sau altul destinul bugetului țării. Dacă toți din Moldova parlamentar hotărăsc într-un fel, vă spun că bugetul poate trece în forma care vrem noi moldovenii sau nu. Despre asta este vorba. Mulțumesc și dacă sunt întrebări, vă spun cu mare drag. Și noi mulțumim pentru prezență și pentru explicații și suntem convinși că o să faceți treaba în așa fel încât să pornim această idee a centurii Pașcanului pe care toți o așteptăm și știam că există ideea sau subiectul centurii, din păcate, din 2012, de când am aflat eu despre centură, până astăzi, în 2018, acest subiect nu s-a discutat deloc la Pașcani. N-a avut nimeni curajul, măcar să înceapă acest subiect. Dacă sunt întrebări. Înțeleg că dumneavoastră ați analizat acest proiect, ruta ocolitoare a Pașcanului. Considerați că este unul fiabil, în continuare el poate fi pus pe tapet, trebuie pornit. Da, fără doar, și poate. E doar nevoie de interes și intenție? Da. Fără doar și poate, există toate argumentele ca această investiție să se facă. Vorbim de un municipiu, până la urmă, cu un număr consistent de rezidențe aici, deci nu este un moft, să spun. Dacă vă uitați, cumva, el are și o logică că se va înțepa în ambele variante de infrastructură de mare viteză, drum expres, respectiv autostradă. El este viabil pentru că Comitetul Tehnico-Economic chiar și-a dat avizul în 2012. De fapt, viabilitatea lui se stabilește de Comisia Tehnică atunci. Și se spune, da, face sens investiția sau nu face sens. Adică, raportat la costuri, cât e de fezabil să facem acest lucru. Și el a trecut de momentul acesta, chiar din 2012. Fără doar și poate orice aglomerare urbană are nevoie de șosea ocolitoare. Orice aglomerare urbană, pentru că, după cum vedeți, lipsa acestea duce la toată nebunia pe care o vedem.
și eu vă spun că dacă aici am ferma convingere, sigur nu am datele, dar dacă veți măsura gradul de poluare în municipiaș cu pulberi în suspensie, veți vedea că ajungeți la nivelul Iașului, care este catastrofal. Numai că aici prea sunt stațiile, se spun, poziționate pe unde trebuie, ca să vedeți măsurătorile. Da. De ce vă întreb? Pentru că de foarte multe ori acest proiect a fost discutat la nivel de, spun așa, ocazional, ca să nu spun într-un cadru oficial, dar de, tot așa, de foarte multe ori am auzit explicația autorităților, indiferent că vorbim de cele locale sau județene, orice document, orice proiect, la o anumită perioadă de timp necesită o revizuire, o trecere în revistă, pentru că cel puțin pe acest sector înțeleg că au fost foarte multe modificări. Bine, asta nu ține de activitatea dumneavoastră, ține practic de autoritatea locală să-l demareze și să-l corecteze prin proiectant specialist, ceea ce se poate face. O reactualizare de studiu de fezabilitate are loc când de obicei s-a întâmplat ceva în perioada de la ultima măsurătoare, să-i spun așa, ultima sondare în pământ, până la data când se discută. Nu s-a schimbat nimic relief aici, nu au apărut alte soluții, să spun, poduri, viaducte sau ceva pe aici, încât să se regândească soluția de variantă ocolitoare. Nefiind nimic construit în această perioadă, rămân valabile ideile de acum 6 ani. Sunt perfect viabile, nu s-a schimbat nimic. De aceea, administratorul infrastructurii rutiere, în speță, Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, este cel care decide dacă are nevoie să facă reactualizare de studii. În ce privește autostrada, unde într-adevăr este o întreagă nebunie cu reactualizarea studiilor, acest lucru s-a întâmplat pentru că primele studii, la nivelul anului 2009, când au fost finalizate studii de fezabilitate, 2009-2010, au relevat niște costuri de 9 miliarde de euro pentru această autostradă, sumă pe care România nu o putea avea cu toată susținerea Uniunii Europene niciodată. Reactualizarea a ieșit tocmai din nevoia de a găsi alte soluții pentru acest traseu și ele au constat în principal în înlocuirea kilometrilor de tunel foarte mulți cu viaduct, care este mult mai ieftin, asta în principal, ocolirea unor zone protejate, care presupuneau lucrări suplimentare pentru protejarea faunei, florii pe acolo, care nu și-aveau sensul, să spun așa, și scopul reactualizării a fost ca costurile să fie diminuate. Și, într-adevăr, există o perspectivă ca această autostradă de la 9 miliarde să ajungă până la urmă la un cost final de 4 miliarde jumătate. Da. Domnul Mitrie, dumneavoastră ați vorbit că ne-ați spus că concomitent cu rota ocolitoare ar trebui să se demareze și acest amplu proces de modernizare pe zona industrială a municipiului Pașcani. Știți că avem o foarte mare problemă. La momentul de față, municipalitatea nu cred că ar putea identifica astăzi o suprafață de teren care să fie pusă la dispoziția dezvoltatorilor, a oamenilor de afaceri. Cunoașteți situația din municipiul Pașcani. Chiar Pașcani nu este unul dintre nu este o localitate care să își fi terminat acel proces de punere în posesie. Așa este. Am înțeles întrebarea. Mulțumesc. Chiar dacă astăzi nu se întâmplă ceea ce ar trebui să se întâmple, în sensul că primăria ar trebui să aibă o evidență foarte clară asupra terenurilor disponibile, și știți dumneavoastră că la Pașcani ca nicăieri. Avem atâtea litigi și atâtea subiecte în tribunale cu terenurile, ca nicio localitate de lângă noi. Da, ca niciun municipiu. Eu am văzut în campanie electorală acest subiect pe viu. Toată lumea comenta sau spunea, reclama faptul că, domne, nu mi-a dat terenul, nu mi-a făcut, mă judec cu ei de ani de zile. Situația cu terenurile la Pașcani o știm. Pe de altă parte, noi, liberale, nu putem să stăm cu mâna în sân. Să spunem, domne, știi, n-am ce face din cauza lui Patazic, că el nu-și face treaba și noi să dormim în papuci. Partea cu dormitul, le lăsăm lor. Vă spun sincer, că le-am și zis-o de atâtea ori și s-a dovedit că am dreptate. Trebuie să gândim din timp. Pentru că proiectul merge înainte. Da? Avem votată o lege a autostrăzii A8. Da? Probabil cineva anul viitor, în 2020, va începe să așeze lucrurile într-o direcție. Noi, ca municipalitate, ar trebui să facem tot posibilul să ne apărăm interesul. Așa consider eu. Ceea ce facem astăzi, ceea ce o să facă domnul deputat Bodea în Parlament, este să luptăm pentru interesul comunității noastre. Și ar trebui în acea strategie de dezvoltare a Pașcanului, pe care o avem valabilă până în 2020 și acolo nu scrie nimic de autostradă, dar în 2020 va trebui să votăm alta, să fie trecut acolo viziunea de dezvoltare pe termen mediu și lung. Da? Ținând cont că autostrada care vine de la Iași va trece undeva în zona de sud a orașului, da?
Adică undeva pe aici, la Milostovești, Stoniceni Prăjescu, este clar că se va face o mufare a autostrăzii cu infrastructura rutieră a orașului. Dacă tot se face acea mufare, ideal ar fi descărcarea de pe autostradă, da? A autovehiculului să se facă într-o centură. Da? Pentru că tu ieși cu camionul pe autostradă, trebuie să ajungi la Pașcani undeva să încarci sau să descarci, trebuie să te duci pe o infrastructură care suportă acel trafic greu. Și atunci lucrurile se leagă foarte limpede și foarte clar. Deci, soluția tehnică o să o găsească specialiștii. Noi, deocamdată, suntem oameni politici și facem lobby în așa fel încât să avem o gândire unitară, da? Și în momentul în care, Doamne ajută, autostrada va fi terminată, să avem și o centură și să avem o infrastructură locală, funcțională, în așa fel încât să ne bucurăm de acea autostradă. Da? Deci, undeva în zona de sud va trece această autostradă, iar drumul expres, care probabil că va veni pe aceeași parte cu E85-ul actual, da? Va fi aceeași traseu sau nu, o să vedem, vine pe partea asta altă de, să zicem, de teren, pe lângă Moțca sau prin Moțca, și atunci cumva se va face o soluție tehnică. E clar că zona de nord, și aici mă refer la zona Lunca, știți dumneavoastră ce necazuri am avut în 2005, în 2008, când am avut inundații, da? A fost tot felul de probleme acolo. Nu este chiar cel mai bun teren pentru dezvoltare, să spunem, durabilă, pe termen mediu și lung. Clar că aici, în zona de sud, terenurile sunt mult mai bune. Rămâne de văzut cum putem să facem, să realizăm această centură, care vor fi soluțiile tehnice, pentru că avem de traversat o linie de cale ferată și o să vedem dacă acolo se va face o traversare simplă sau se va face un pod peste calea ferată. Iar mufarea, să zicem, la drumul, vorbesc de centură, la drumul către Iași, la actualul drum către Iași, să se facă undeva înaintea podului peste Siret, ca să evităm subiectul de a construi un alt pod peste Siret, dar probabil că autostrada va avea un astfel de pod. Deci, treaba noastră ca oameni politici locali sau județeni este să facem toate demersurile, să nu fim uitați. Că dacă ne vom trezi târziu, s-ar putea să spună cineva, domnule, știți, n-ați spus nimic, n-ați cerut nimic, deci acum nu putem să vă ajutăm. Trebuie să facem toate demersurile posibile. Bineînțeles, dacă este cazul, uitând de culoarea politică și punând în primul plan interesul local. Două întrebări, domnul deputat. Urmează în Parlamentul României discutarea proiectului de buget pentru anul 2019. Mai toți parlamentarii de Iași au spus că va fi un moment extrem de important pentru județul nostru și pentru AOFT, inclusiv. Credeți că se vor aloca primele fonduri și acest proiect va demora din anul viitor? Da. Din informațiile pe care le-am din interiorul Ministerului, pentru că proiectul de buget încă nu a ajuns, să vă spun, din anexe, există o propunere de alocare de 30 de milioane de lei pentru autostrada vorbim, pentru sectorul de drum de la Târgu Neamț la Târgu Mureș. Eu aștept proiectul de buget. Putem spune că suntem mulțumiți, însă eu nu sunt mulțumit pentru că sectorul Ungheni, Iași, Târgu Neamț nu este bugetat, deși legea îi obligă să facă acest lucru. Vor spune că, știți, sectorul acesta este trimis la Comisia Națională de Prognoză, știți povestea, am părăsit autostrada, n-am înțeles, nu am planificat în așa ceva, dar în regulă, putem regla și pe asta până la sfârșit. Deci există o propunere, asta o știu din informații din interiorul Ministerului, cei care lucrează. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla. În principiu, dacă proiectul ajunge așa, în forma aceasta, cu o sumă alocată de către Ministerul Transporturilor, nu va putea fi ruptă de acolo, doar dacă se întâmplă ceva și la negocierea politică de la vârful PSD, unde se împarte țara, cum bine știți, tovarășul Dragnea și cu Camarila sau să spună, lăsați moldovenii, ca de obicei, trimiteți banii la Ministerul Transporturilor pentru alte sectoare de drum. Nu știu ce vrea să-i facă doamne Lucuța pe acolo, Craiova, Pitești și altceva. Deci mă aștept să existe o încercare de deturnare, pentru că asta s-a întâmplat toți acești 30 de ani după Revoluție cu Moldova. Acum, totuși mă bazez pe solicitatea colegilor mei parlamentari din Iași și de la PSD și sunt 8-9 plus Bănicioiu care a plecat la
pro-România, suntem un grup important de parlamentari care putem face presiune. Deci, să spun moderat optimist la acest moment privind alocările. Și ultima întrebare, știți că mai peste tot orice județ ar trebui să aibă o susținere politică totală din partea tuturor partidelor. Credeți cumva că Iașul pierde terenul fața Bacăului datorită faptului că nu există o unitate politică la nivel județean, iar cel care conduce Consiliul Județean nu are o abordare strategică corectă? Da, răspunsul este da, contează foarte mult cine ești la nivel central și ce capacitate de negociere ai. Și vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că asta voiam eu să concluzionez. Iașul la acest moment nu este reprezentat la nivel național. Președintele Consiliului Județean, Marcel Popa, nu există. Pierde zile întregi încercând să intre într-un cabinet să vorbească ceva, este ținut pe la uși, se întoarce în județul unde a fost ales Consiliul Județean în fine și vine și face genul acesta de scenete primari în spate că a adus bani. Ori, realmente, alocări pentru infrastructura mare a județului, gen autostradă sau alte investiții mari, nu a adus. El se laudă cu proiectele de pe PNDL ale primarilor, scrise de ei, contractate de ei. Nu are decât rolul de poștaș, efectiv, pe românește. Ia de acolo, de la Ministerul Dezvoltării, contractul în draft și le aduce la ea și face poză cu el. Din păcate, și poate nu pare că e problema Pașcanului, dar la nivelul municipiului, reședința de județ Iași, care este... Nu cleul județului, până la urmă, jumătate din locuitori sunt în Iași, în județul Iași. Avem același tip de epigon politic, cum este și domnul Popa, pe domnul Chirica. Certăreți au o problemă de împărțit cele din PSD și noi am transmis la nivel de diplomație publică în afara Iașului că nu contăm. Sunt doi acolo care se ceartă, unul neînsemnat, altul, mă rog, la nivel de figurație, bine poziționat cu, și bine cosmetizat. Dar față de Bacău, că asta a fost întrebarea, suntem la 1000 de ani lumină. De ce? Pentru că iată că un ministru din Bacău, al transporturilor, domnul Șov, a reușit să întoarcă absolut o filozofie de 10 ani privind conectarea Moldovei de vestul țării, cum? Punând în prioritate o autostradă care se treacă prin fața casei. Ori să schimbe asta, îți trebuie forță politică, asta am vrut să spun. Și ne-a demonstrat cei din Bacău din nou că nu suntem reprezentați politic. Noi suntem, sigur, în opoziție. Rolul nostru principal ca opoziție, pe lângă faptul că suntem avertizori de integritate, că asta trebuie să facem, să-i mai tragem păsădurile, să-i punem înapoi în bancă când se apucă de derapaje, este să venim și cu propuneri constructive, dar dacă nu avem voturi, noi nu le putem trece. De asta și demersul ăsta privind amendamentul șoselei de centură și toate celelalte ce le voi depune, le voi discuta cu ceilalți din PSD, le voi propune să le susținem împreună, nu trebuie cineva să le asume. Voiam să vă spun, asta spuneam legat de președinția Consiliului Județean, ca această conferință de presă, din punctul meu de vedere, ar trebui făcută de președintele Marcel Popa și primarul Pantazie, legat de șoseaua de centură a municipiului Pașcani. Executivul, primăria, luptă pentru ceea ce o doare, adică să scadă poluarea cum, să scoată traficul greu din oraș. Noi suntem cei care putem face această chestiune, nu știu cum să spun, de procedură, amendament și așa mai departe. Ori la nivelul anului trecut, nu știu ce s-a întâmplat la municipiul Pașcani, poate știți dumneavoastră mai bine, dar cel puțin la nivelul județului și la nivelul municipiului Iași, amendamentele pe care le-au gândit au fost trimise după ce se încheiaseră dezbaterile în Parlament. Ori vă dați seama cât sunt de decuplați oamenii de realitate? Au făcut conferință de presă domnul Popa de o parte, domnul Chirica de altă parte și astea sunt amendamentele noastre, parlamentarii să le susțină dacă sunt patrioți. Dar se închiseseră de două zile, se terminaseră dezbaterile. Deci, vă dați seama, genul ăsta de bătaie de joc cu superficialitate costă. Ori asta trebuie să facă. Că se numește Pantazie, că se numește Popa. Ei trebuie să meargă să lupte și noi, cu siguranță, dacă vine propunerea partea PSD, o vom susține 100% orice infrastructură legată de Moldova. De Iași, de Pașcani, fără doar și fără. Aș lega, domnul Pintrie, situația rutei ocolitoare cu ceea ce se întâmplă acum la primăria Pașcani și noi ați intervenit de foarte multe ori și ați militat pentru a fi publicate și a fi făcute publice documentele pe care le semnează primarul Dumitru Pantazie. Iată, acest proiect considerat de domnul deputat viabil. Nu știa nimeni nimic de el. Astăzi este pus pe tapet. Înseamnă că ar putea fi demarat. De asemenea, orice dispoziție a primarului este ascunsă. Și noi am prezentat documente și informații cum că se întâmplă lucruri în primărie, se dau dispoziții, dar nu sunt publicate nicăieri. Da, așa este. Este aceeași atitudine. N-aș vrea să schimbăm cumva conferința de presă de la subiectul centurii, dar știți și dumneavoastră
câtă democrație și câtă transparență, să zicem, este la Pașcani. Da. Așa, chiar acum, cred că față de alte vremuri de acum 15 ani, poate e un pic mai bine. Sau, aș spune altfel, astăzi opoziția la Pașcani există. Da? Și asta datorită pășcănenilor, pentru că ei au crezut în noi, în liberal, ne-au dat votul, avem astăzi 8 consilieri locali care se luptă pentru transparență, pentru, să zicem, democrație locală, pentru proiecte care să ajungă în folosul pășcănenilor și sperăm că peste un an jumătate lucrurile vor fi mult mai bune și promitem că vom fi mult mai apropiați, să zicem, de pășcăneni, pentru că cred eu și simt că pășcanii merg mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc.